Despre tobe vorbim, pentru că mulți oameni au impresia că tobele sunt un instrument ușor de învățat. Pac, pac, pac și gata. Nu e chiar așa. Nu prea. Realitatea este cu totul alta. Pentru a deveni un tobojar profesionist, este necesar să parcurgi o cale lungă ce presupune multă muncă, determinare și vecini cu lipsă de somn. Da, da. Bateristul Petru Moiseev ne-a spus câteva secrete pentru a însuși arta cântatului la tobe, iar el știe ce știe. Tobele sunt instrumente specifice, iar pentru a reuși să le stăpânești și să devii un percuționist bun, trebuie să ai un puternic simț al ritmului și multă răbdare. Petru Moiseev cunoaște din propria experiență că pentru a învăța să cânți la tobe nu există o vârstă anume. Totul depinde de vocație. Dacă mă țin în minte pe mine, spuneau părinții și surorile că aveam un an și tot ce găseam prin casă, băteam. Și mi-aduc aminte, deja taică-mi mi-a dus un ciocan și multe cuie și mi-a divizat un loc în casă unde băteam cuie mereu. Bateria înseamnă mai mult decât un instrument muzical. Executarea percuțiilor este o adevărată matematică. Un om de la zero, da, care chiar nu cunoaște tobele, mie îmi trebuiește, cred că, maxim 10 ore și el deja ceva face. Cum spun la toți, important să știi să numeri până la 4. E un algoritm de numerătoare și mereu numeri. Și până îți faci în cap toate schemele, corect, apoi încerci să scoți un instrument. Exersarea atunci când faci lecții de tobe este foarte importantă și o poți face oriunde, chiar și acasă, având la îndemână un scaun și biețele. Fiind și un efort fizic intens, cântatul la tobe necesită o pregătire specială pentru a evita traumele. Îl întreb din start, te-ai încălzit sau nu te-ai încălzit, fiindcă contează. În primul rând, avem legătura foarte multă cu sistemul muscular și nu ar fi bine, știi, mușchiul să nu fie încălzit și să te apuci și să lucrezi mai brusc sau mai forțat, fiindcă poți să trauma. Accidentele care, tu poți să te lovești foarte tare în picior, poți să-ți dai în cap, nu știu, poți să-ți sară bățul, poți să-ți sară o rugmătură în ochi. Sunt niște momente care trebuie respectate. Petru îi învață pe studenți nu doar tehnicile de stăpânire a bateriei, ci și îi implică în diverse evenimente. Din cauza specialității mele, că sunt activ, eu încerc cumva să motivez, nu doar în academie, dar iau și cu mine la serviciul meu ce fac eu paralel în concerte și în backstage și în momentul ăsta ei văd concret chimia ce se întâmplă în spate. Însușirea tobelor este o muncă de durată, însă merită efortul, având în vedere satisfacția pe care ți-o aduce acest instrument atunci când ești pe scenă sau să vezi publicul că te aplaudă și să trăiești senzații unice.